CSM Galați cu 4 puncte peste Sport Club Miercurea Ciuc. Știrile orei 24 se încheie aici. Eu sunt Dan Georgescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează emisiunea Serviciul de noapte cu Felix Crainicu. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Felix Crainicu. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni. Încă o dată nopțile de marți ne aparțin începând cu acest miez al nopții și până când ne ține inspirația. Ca de obicei avem o provocare pentru dumneavoastră, o întâlnire importantă din toate punctele de vedere, pentru că fiecare întâlnire de la serviciul de noapte îmi place să cred că este importantă indiferent cine se află în spatele microfonului. Provocările vin întotdeauna către gândurile, către sentimentele, către simțirile dumneavoastră. Am ales pentru seara aceasta o temă foarte, foarte dragă mie, arta în general, teatrul în particular. Dar vom detalia pe parcursul următoarelor câteva zeci de minute. Denisa Serghei, bună seara! Bună seara! Crista Bilgeu, bună seara! Bună seara! Denisa este actriță, Crista este regizor și actriță? Nu, nu, sunt, nu sunt, nu sunt actriță. Mm -hmm. doar... Poți să mă păi consideri? Cum? Dacă ai regizat, ești regizor. Sunt regizor, Punct. dar nu actriță. Ah, ok. N-ai jucat niciodată? Și dramaturg. Uh, și dramaturg. La școală. La școală. <laughs> ok, uh, pentru a ne așeza un picuț în uh, temă, o să vă rog să vă prezentați uh, voi, să spuneți câteva vorbe pe care considerați că publicul nostru ar trebui să le afle despre voi. Ok. Denisa, te rog. Um, da, eu sunt uh, Denisa Serghei în particular, dar uh, ca nume de scenă am rămas cu Denisa Dugaru, de aceea am rămas și pe Casă Facebook. Casă de piatră, și și... ce să zic <laughs> um, Um, am terminat un ATC în 2012, sunt actriță, uh, după aceea am făcut și un master de pedagogie teatrală, am început să lucrez cu copiii și mi-am dat seama că am și mai avea nevoie de niște lucruri să mă prind cum se și face treaba asta. Um, am aflat câte ceva despre asta și mă bucură mult. Um, iar acum, de curând, nici măcar nu știu exact, a luna asta, am avut, o, aveam premieră cu un spectacol One Woman Show, care se numește Sfântul Nicodim de la Huș, uh, scris de mine, regizat de Crista. Cam așa, pe scurt, cam asta e. Stai cu an. Crista, te rog. Uh, eu sunt Crista Bilciu. Um, nu știu. Cu cât mai mult înaintez în viață, cu atât mai puține lucruri pot să spun despre mine sau, mă rog, lucruri care înainte credeau că mă definez, că acum nu mi se mai pare așa de importante. Pe scurt, sunt regizor de teatru, sunt și poetă, cred. Adică... Este, este. A luat, a luat cel mai mare premiu din țara asta pentru un volum de poezie. Deci, da, e... mă rog, am câștigat odată concursul Uniunii scritorilor cu un volum și pe urmă am luat niște da, într adevăr am luat premiul Mihai Minescu, Dar asta a fost în 2011, pe atunci credeam că scrisul este viața mea, în timp mi-am dat seama că că nu. Așa și de curând, de un an de zile pictez și îmi place foarte tare să fac asta. Eu cred foarte mult în, în, în mijloace de expresie cât mai variate. Adică vreau să mă exprim pe mine prin diverse mijloace. Okay. E nelimitată. Ce să mai... Serios. Uh... Și a scris și un text foarte fain și dramaturg. Povestim despre mm -hmm. toate. În mm -hmm. <laughs> afară de acest uh, volum de poezii și de pictura de care ne-ai vorbit, spune-ne te rog două sau trei trăsături pe care le considerai definitorii și despre care ți-ai dat seama că nu te mai definesc. Uh... Credeam că sunt un om foarte bun și altruist și mi-am dat seama că sunt un munte de egoism și lupt cu asta în fiecare zi. Da, pentru că până la 30, până aproape de 40 de ani, eu am vrut să fac teatru ca să mă exprim și să demonstrez că sunt bună și să îmi găsesc un fel de echilibru în, în teatru și mi-am dat seama... C și acum ai schimbat paradigma, dar vrei același lucru Nu, mi-am mi dat seama timp Că totuși uh, Cel mai important lucru e să faci ceva pentru ceilalți Și mi-am dat seama dintr-o dată Cât de important este publicul Pentru că înainte publicul era format doar de niște oameni Care întâmplător treceau prin sala În care eu făceam teatru ca să mă caut pe sine Pe mine însă Și da Deci asta, asta a fost un mare, mare Un mare șoc Eu credeam că sunt un om atât de altrui și de bun Și mi-am dat seama că nu sunt căzută în mine și în rest... Uh... Mai de ne una, măcar. Măcar una. <laughs> uh... credeam că sunt mult mai deșteaptă decât <laughs> mi-am dat seama că sunt. Da, asta... asta... Ok, o să te rog să ne dai de-a lungul emisiunii un exemplu măcar în care ai înțeles tu că nu ești așa cum credeai că 0748887766 ești. este numărul de telefon pe care îl puteți folosi pentru mesaje scrise. 0748 Cam în aceeași ordine de idei ne puteți asculta online, romaniaactualități.ro Acolo ne puteți și vedea, de asemenea ne vedeți și pe pagina de Facebook România Actualități. Aici ne puteți lăsa și mesaje, ne puteți face reclamații, ne puteți formula întrebări. Ce doriți dumneavoastră? Noi suntem deschiși ofertei și provocărilor. Bine. Hai să vedem cine este acest sfânt și ce ne spuneți despre el dacă ați amintit acest <gri> punct important în evoluția voastră momentană. Împreună, Dennis. în evoluția noastră, împreună. Okay. <laughs> tu ești vinovată principală, așa că. <laughs> uh, sfântul ăsta nu e chiar un sfânt, dar nu putem vorbi foarte mult despre de ce se numește așa, pentru că ar trebui să descopere ce care, nu da, să da de, e okay. cumva, uh, na, nu știu, surpriza <laughs> textului și n-aș vrea să o divulgăm. Uh, dar textul pornește de la povestea bunicului meu. Uh, pe care am realizat că l-am iubit foarte tare abia când n-am mai fost, și am simțit nevoia să fac ceva în sensul ăsta. Nu știu, e declarația mea postumă către. dă e un clu acolo, este povestea unui băiat care, a unui domn care. Bunicul meu a fost alcolic, motiv pentru care a făcut foarte multe lucruri mai puțin plăcute și. Eu, care aveam 14 de ani când am murit, am copilărit în aceeași curte cu bunicii și atunci cumva am avut ocazia să-l mai văd și altfel. Iar atunci când era treaz, era o altă persoană. Era un, un om foarte sensibil, era foarte creativ. Cred că am, am și eu ceva puțin așa de la el. Mi-au rămas niște lucruri. Era foarte simpatic nu știu, reușea să te facă să te simți bine așa, din două vorbe. Dar lucrurile astea, din păcate, se întâmplau rar. Ok, Crista, vinde în acest spectacol. Este povestea unui băiat care... Um, nu știu exact <laughs> Păi despre ce e vorba păi, spectacolul Nu știu ăsta? cât să din. Um, Atât cât e, să e, Vreau eu... să spun, doamne, dacă nu văd Spectacolul ăsta, apoi mine sau la următoarea Reprezentatie, uh, nu, nu Nu e ok, trebuie să-l văd cred că putem să dezvoluim niște lucruri totuși că um, okay, um. am încercat să fiu foarte enigmatic am pornit de la ce de ce l-am scris, de asta l-am scris el ca idee este povestea acestei tipe care mă regăsesc eu care povestește despre bunicul care a murit cu șapte ani înainte și acum se produce dezgroparea la Aha. inițiativa bunicii de ce povestea uh, ei, nu a lui este povestea ei, este, este povestea, povestea, povestea lui, este povestea lui, dar prin vocile a patru personaje din familie, patru femei, femei diferite, din aceeași familie, respectiv două surori, mama și bunica. Bunica se hotărăște să-l dezgroape, că așa e tradiția în Moldova, cum nu se mai păstrează, dar exista așa ceva. Și cu ocazia... Acestui eveniment se întâlnesc toate patru care evident nu se prea înțeleg și evident au păreri foarte diferite despre uh, bunicu. Joc în același timp, patru personaje. Joc în uh, scenă în același timp. Da. Patru personaje, um, îmi schimb în timp de 5 secunde ce am pe cap, am uh -huh. o baticuț, uh -huh. o căciulă, un batic de babă și trec da, de la un personaj la altul. Mă, eu mă străduiesc în 5 secunde. Acum, <laughs> câteodată mai aranjez la batic, la mai bag porul pe dedesubt mai... și în timp ce vorbesc. Dar da. Crista, te rog. Mie îmi plac poveștile foarte umane. Asta m-a atras la textul de Nisei. Faptul că omul ăsta, bunicul acesta, e așa o combinație de, de pete de întuneric și pete de lumină, e, 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 foarte, e foarte, real, e foarte, e foarte adevărat. Și mi-a plăcut felul în care e, Denisa, dramaturgul sau dramaturga, nu știu cum, eu <gri> am zice dramaturga ca să contribuim un pic la, la uh, feminism, așa? Autor. No, <gri> a, ah, mulțumim Sună foarte bine um, A, mi-am uitat ideea <gri> Um, nu, Vreau să spun că mi se pare foarte interesant felul în care uh, Denisa spune această poveste prin cele patru voci uh, complet diferite. Adică eu sunt surprinsă cum, cum Denisa, care nu a scris înainte de asta 10 texte dramatice, reușește în acest prim text pe care l-ai terminat, nu? Adică de teatru, da. Da. Uh, reușește să spună atât de coerent o poveste foarte sensibilă și. Uh, Provocarea pentru noi a fost ca să creem cele patru voci distincte, care fiecare vorbește diferit, are o altă biografie, dar m-a ajutat foarte mult textul pe care Denisa l-a scris foarte bine. Adică, ea a gândit aceste personaje foarte distincte și mi-a plăcut foarte mult cum am împărțit. Textul, cum l-a fragmentat. Adică, un minut jumate vorbește un personaj. Pe urmă, brusc, ca în film, ca într-o tăietură de film, și vorbește 34 alt de monologe mm -hmm. da. adică diferite un și e un efect de puzzle, așa. Știi, vin bucățele, bucățele și poți să-ți faci până la final o idee. Hai să salutăm pe cei care ne sunt alături pe Facebook și nu numai, Costin, uh, Cristi mâinile doamnelor sunt alături de dumneavoastră până la final oh, sănătate <laughs> și încă un uh, Cristine este aici alături 0748887766 sau pagina noastră de Facebook suntem uh, alături de dumneavoastră în această noapte la serviciul de noapte. Bine, uh, punctul uh, complicat al uh, creației voastre care a fost? Unde v-ați încurcat? A fost cu siguranță un <laughs> cop undeva. Eu, eu M-am încurcat la public. <laughs> M-am încurcat la public la un moment dat. Acolo am simțit că ne-am încurcat, dar rest a mers surprinzător de bine și eu cel puțin am așteptat momentul. Crista mi-a zis, o să ne certăm la un moment dat, o să obosim, o să avem diferențe de opinie și eu o să iasă rău, dar sper să avem maturitate să trecem peste. Și am așteptat momentul ăla cu sufletul. Adică <laughs> tot așteptam să explodeze bomba, știi? Da, pentru că când pătrâi cu cineva, cât. Două și 8 ore pe stai. zi, timp de două luni. Adică îl vezi când e trist, când uh, nu știu, când are încredere în el. Îl vezi în toate situațiile astea când și e la foame. un moment dat, exact, când e foame. Când, și normal că la un moment dat, nu, că orice relație, te saturi dacă nu există compatibilitate foarte mare. Și bine, eu cred că tu ai fost și avertizată de mine și deci ai fost a, mult mai a, precaută. A fost precaută da. Da, <laughs> să nu ne certăm cumva că nu, no, așa e cu energiile creatoare, se mai ciocnesc. Dar noi, noi nu ne-am ciocnit. Adică am lucrat surprinzător de bine. Ne-am potrivit foarte bine uh, la lucru. Um, a contat foarte mult, ce puțin pentru mine. Am, am, după ce am văzut pe jumătate cânte spectacolul, spectacolul meu, despre care trebuie să vorbim, că e foarte fain. Um, am de avut o încredere. <laughs> <laughs> am avut o încredere nețărmurită așa în ea. Adică m-am dus cu tot sufletul aia și mi-am dorit foarte tare să lucrez cu ea și am și curtat-o vreo o de zi insistent, timp în care a avut diverse alte... Eu eram într-o depresie. Motiv pentru care nu prea... Na. Și atunci, da, dificil pentru mine a fost la public când început, au început să fie reacții, n mai... E, e, așa să ți ții plombul în momentul în care faci pauză de râs și să reiei de unde erai. Puteai să alegi o carieră în IT, așa? Că... Da, e adevărat, e adevărat. Sunt <laughs> <laughs> de acord. Eu am, avut, eu am avut, adică eu nu m-am speriat deloc când am văzut acest mic hop pe care l-a avut Denisa de trecut, pentru că știam că e doar o etapă și chiar, chiar... Mai trecând prin asta cu celălalt spectacol al meu, am văzut clar că sunt niște, niște mici hopuri de trecut și oricum... Când eram mai tânără, credeam că dacă ai, dacă nu ai succes, dacă, dacă ratezi un, o reprezentație, nici măcar nu un spectacol, vai de mine ce se întâmplă, s-a terminat dar între timp am învățat că orice lucru, oricât de catastrofal ar fi după trei zile lumea uită și poți să iei de la început o, numai... ce optimistă ești, trei zile, foarte optimist. o, ai, trei zile sunt foarte optimistă fiindcă mi-am dat seama că în teatru poate Eu, că și de... trei, trei secunde după ce ai ieșit din sală, îți butonezi uh, telefonul mobil și nu mai ții minte poate nici, nu știu, jumătate din ceea ce ai văzut, simțit, trăit în drău. Da, dar bine, acum toate prostiile se înregistrează, le văd și nepoții, ceea ce înainte nu era, adică... Atacul tehnologiei. Da, oricum, teatrul înregistrat e egal cu zero. Dar nu vorbesc neapărat de teatru, adică vorbesc de diverse rateuri. Ok, ok, ok. okay um, da. Uh, dar vreau să spun că între timp mi-am dat seama că nu talentul e cel mai important în teatru și probabil că și în alte arte, ci să fii în stare tot timpul să iei de la zero, indiferent dacă ai succes sau nu ai succes. Așa că orice se întâmplă, adică... A, și dacă... se înțelege că am avut vreo reprezentație. <laughs> a fost două foarte bune. Așa. <laughs> Lumea a ieșit încântată de acolo, deci e, a fost de bine. Așa este, dar și dacă ar fi fost proaste, aș fi știut că e o etapă și că, că succesul este suma multor, multor ratări. Adică. Ok, deci pentru tine a fost uh, acel moment greu, a fost uh, publicul, Denisa? Crista da, pentru tine, acel moment greu? Um... A existat? Putem eu, după cum spun, am, am intrat mai greu în proiectul acesta pentru că uh, a fost foarte mare succes cu proiectul anterior și după ce am avut acest mare succes nu s-a întâmplat nimic în viața mea de artist independent. Adică nu numai că nu mi-au drămat directorii de teatru ușa cu propuneri, <laughs> dar nici tot așa îmi răspundeau cu nu sunt bani, peste 5 ani te pot pune în program și așa. Și atunci am, eu, eu m-am deprimat. Și n-ai acceptat? peste cinci ani, da. dar asta nu, asta nu e. Era asta, nu era, asta era așa un mod de a scăpa elegant de, de propunere. Ei, și am, am avut așa o mică depresie, ceea ce nu înseamnă că m-am uitat la tavan și am plâns, ci m-am apucat de desenat. Și un an de zile am desenat, dar sistematic, adică desenam și puneam pe, in, pe internet, pe Facebook, tocmai ca să nu cumva să fie vreo zi în care nu desenez. Și dacă mă uit acum la primul meu desen din 3 decembrie, care e doar așa un, un contur, îl deseneasem pe domnul Purcărete în 3 decembrie. Eu doar un contur așa, vac, seamănă cu cineva, l-am făcut cu pixul și având în vedere că în vara asta am făcut o expoziție cu -l picturi pe pânză de 3 metri la Sibiu, la festivalul de la Sibiu, tot cu domnul Purcărete. Adică am evoluat. Dar mă rog, asta a fost forma mea de depresie în urma insuccesului cu proiectul anterior. Și atunci când a venit Denisa cu o propunere, eu i-am spus, bine, sună-mă mâine, sună-mă voi, mâine, cum îmi făceau mie directorii de teatru. Da, mai, mai caută-mă, că o să-ți să răspund. Și noroc că ea a fost foarte perseverentă și până la urmă... Nu m-am lăsat. Da, până la urmă m-a cucerit și faptul că uh, era foarte hotărâtă și am zis, fata asta și fără mine merge înainte și decât să o lasă să se lovească într-un zid, mai bine să particip și să ținem două de volan că poate asta cu două de volan nu a fost o comparație da, a fost, Dar, -a carneta, da. Adică nu. da, cam așa Uh, Ciprian este alături, uh, Costin este în Belgia. Ciprian este în Matosani, sper că citesc corect, pentru că ar putea să fie un mățoșani de numai numai, dar uite, nu <laughs> să seama despre ce este vorba, cu scuzele de rigoare. Marius, bună seara, abia acum am intrat. Cine sunt fetele invitate? Domnișoarele, pardon, cred că sunt chiar doamne. Una e doamnă, una e una doamnă. Mai define. doamnă. Este... <laughs> ok, Crista uh, Bilciu este regizor și și uh, Denisa Dogaru sau Serghei? Cum ar trebui să spun? Uh, cum vrei. <grijos> <grijos> Că Denisa Dogaru e actriță <grijos> și Denisa Serghei... Depinde <grijos> cu cine vrei să vorbești. Am înțeles. Puneți de dublarea ta este... <grijos> <grijos> Bine. Uh, Denisa, ce te-a enervat cel mai rău în uh, parcursul construcției alături de Crista? Ah. Mai m-a enervat cel mai rău? Hmm. Um, cred că explicațiile uh, care veneau să mă liniștească, adică îmi da de câte o indicație pe care eu oricum mergeam, adică, na, ți-am zis că am avut o încredere așa oarbă, m-am dus, fă, cu mine, ce crezi. Uh, și în momentul în care simțeam cumva că Dă îmi pune să fac ceva ce m-ar putea pune în dificultate, începea o serie de explicații. <laughs> Iar eu eram, lasă-mă să fac acum, dacă tu mai <laughs> Nu, că stai că de fapt, știi, dacă... Oh, lasă-mă să fac. Da, deci cred că poate asta ar fi singurul lucru. În <laughs> rest facem niște omlete de uiți după aia, de orice altceva. <laughs> 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 oh, <yeah. laughs> Crista, trăsătura principală care te-a cucerit la Denis. Um, faptul că era așa de hotărâtă mi-a plăcut foarte mult asta, pentru că am pierdut foarte multă vreme uh, încercând să ajut oameni care nu vreau să fie ajutați. <laughs> am simțit nevoia să salvez pe cineva și, da, și trăgeam de oameni și în, uh, eu am o trupă, mă rog, acum am, nu mai am în trupă decât pe Denisa și pe Ana Ande. Saltelechi, alte lechii, așa, dar uh, am avut o trupă, un ONG, Teatru Independent, și primeam pe oricine care venea la mine și zicea că vrea să facă, fără să-i testez, fără să... Așa, și la un moment dat mi-am dat seama că eram așa cumva ca un, nu știu, ca un uh, măgar care trăgea o căruță plină cu cai, care stăteau cu minte în căruță, adică... Și am zis, eu nu mai fac niciodată asta. Când cineva văd că se aduce și fără mine, atunci, da, atunci trag și eu în, în jucul ăla. Și mi-a plăcut Denisa că era foarte hotărâtă, adică ea avea un proiect puternic și credea foarte mult în el și atunci a fost foarte ușor să, să lucrez cu ea. Ce v-a zis publicul? Ce m-a uimit cel mai tare a fost că majoritatea oamenilor mi-au spus: Știu despre ce vorbești. Și eu am avut un bunic, așa, sau și eu am pe nu știu care mătușa, sora, okay. habar n S-au regăsit în, în povestea asta. Și nu mi-am imaginat atunci când am scris că atât de multă lume s-ar. A, a trăit lucruri similare sau a, a, a avut. Pentru că e, e un text despre niște oameni de la țară. Iar noi l-am făcut aici, în București. Adică ai, ai crede cumva că. ea fiind altă atmosferă, dar, de fapt, multă lume încă mai are, nu știu, rădăcini pe acolo. Și a, asta asta mă limit. Completări, te rog, Crista. Ce să completez? Apropo da. de reacții de publicului, de mesaje ah, din partea eu, a celor care v-au văzut. Eu cred că publicul a empatizat nu doar cu povestea cu bunicul, ci cu întreaga sagă de familie, știi? Um, pentru că, cum spuneam, povestea este foarte umană și uh, nu cred că există familie perfectă, și toată lumea se recunoaște în micile frecușuri între surori, între, între părinți și copii, uh, și în. Uh, iarăși, nu știu dacă tu îți dai seama cât de important este textul tău din punctul de vedere al, al femei Dacă zic feminism, o să sună rău, zic feminitate, <laughs> cumva. Știi? Adică, tu ai reușit să creezi în textul ăsta patru femei puternice. Asta în, con... într -un... în contextul în care... În... Teatrul românesc nu prea există destule roluri pentru femei, adică niciodată nu există, sunt multe actrițe și nu sunt destule roluri. Și cred că cred că lumea s-a recunoscut și în asta. Adică tu ai reușit să spui povestea unor femei, să o, nu știu, să analizez foarte bine sufletul femei în aceste patru ipostaze, știi? Mhm. Mm Okay. Ce e greșit în teatru în momentul acesta? Mă refer la România 2019 sfârșit. Wow. nu Eu n, -am n -am să zic nimic acum Ai acum? cât timp ai la dispoziție? Te rog, dai drumul Stăm până la șase, mai avem cafea, e ok, nu? Eu, eu nu cred că sunt Adică Eu văd Nu știu dacă pot să spun că văd mult teatru Văd teatru Am un spect spectacol de sp meu care a avut succes fiind invitat în nici nu știu 20 și câte festivaluri, am avut ocazia în toate acele festivaluri să văd cam, deci să văd ce se joacă în țară, peste tot. Dar n-aș putea să n-aș putea să fac o analiză a teatrului românesc. Pot să spun doar ce mi-ar plăcea mie să văd mai mult și nu văd. Mi-ar plăcea să văd povești mai umane, povești umane și povești cu emoție. Am văzut multe experimente tehnice, fără suflet, care mie nu-mi plac, dar asta nu înseamnă că ele nu își au publicul lor. Că, la urmă, am văzut lucruri foarte, foarte diverse. Nu știu, mi-a plăcea, mi plăcea să văd spectacole mai, clasice, mai grele în teatrele de stat și spectacole experimentale în independent, pentru că momentan mi se pare că văd spectacole experimentale pe teatre, în teatrele de stat și în independent văd o chinuială comercială pentru că să poți totuși să trăiești din asta și nu mi se pare normal. Adică cumva ar trebui ca în independent să faci toate experimentele alea. Doar că văd că mari regizori, marile nume care sunt deja consacrate, el, aceste mari nu mi-au curajul să, să experimenteze și să, să caute. Și eu, 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 care am făcut teatru experimental independent mulți ani, nu aveam public puțin, niciun critic care, mă rog, chiar niciunul, nu. Dar oricum foarte puțini oameni de teatru curioși să vadă ce fac și da, nu știu, tot timpul mi-am dorit ca să se întâmple ceva ce nici nu știu unde mă zic că se întâmplă, dar undeva într-o țară ci că teatrele de stat adoptaseră fiecare câte, un, câte, o mică trupă independentă și o lăsau să experimenteze în clădirea lor, în instituția lor, fiind foarte conștienți că probabil peste 10 ani exact ce face acum gruparea aia mică independentă va fi mainstream-ul teatral. Și mi, -mi s-a părut extraordinar treaba asta. Okay. S -a -s -a da. E o idee foarte faină. Da. <laughs> asta chiar e o idee. Dar, dar în general, teatrele oricum sunt un fel de uzine unde nu poți să te joci și să, pe banii publici mai ales. Îți dai seama, Olimpiada, să te califici să fie acea trupă preluată de un teatru de stat și să ai o subvenție și așa mai uh, departe. Să-i convingi pe aceia care au până la urmă forța financiară că tu ești cel care merită investiția de rigoare. Denisa, da. tirada ta pe care o anunțai nesfârșită. Tirada? Tirada te despre teatru? Da. A, nu. <laughs> e prea devreme? Um, eu, la vârsta mea de 33 de ani, cu aroganța de care mă acuza Crista mai devreme, m-am um, ajuns cumva la concluzia că e mai productiv să te con să concentrezi pe soluții decât pe probleme. Și cred că e bine că există loc pentru toată lumea mi se pare că există loc pentru toată lumea și în teatru. Pentru mine n-a fost până acum, dar cumva mi se pare că mi-am creat un ușor. și nu cred că de fapt asta e, aia ar trebui să faci, să-ți găsești locul. Acum, ce lucruri nu merg, da, ar putea <laughs> să faci o listă lungă, dar nu știu dacă ne ajută, asta vreau să zic. Absolut, mă interesa doar părerea voastră. Spectacolul de la Odeon, Crista. Te rog. Ah. Um, eu sunt foarte relaxată în această poveste cu Denisa, tocmai pentru că am făcut înainte un spectacol. Uh, care anumă a avut, un show. Așa, tot, tot un în show cu o altă actriță care mi este și foarte bună prietenă, Anda Saltelichiei, actrița la Teatrul Odeon. Și acel spectacol a fost făcut după Rețeta pe care încerc eu acum să o repet cu Denisa, mă rog, re rețeta, cum să spun? Re rețeta ca marketing, nu ca formulă de spectacol, um, în sensul că acel text l-am scris eu, a fost primul meu text, de-aia cumva te invidiam, Denisa, când <coughs> vedeam că lucrez pe textul ăsta, fiindcă mi-am amintit cât de plăcut e să vezi cum dintr-o dată scriu un text care este și terapeutic, fiind o mică parte din el biografic, și cum îți și repar niște mici răni și cum, cum lucrezi, lucrezi pe textul acela și dintr-o dată îți dai seama cât ești de puternic și de creativ și adică senzația asta de prima dată știi, pentru asta te invidiam când, când te vedeam făcând pe tine asta. Ei, hey, e vorba despre un, un spectacol care se numește Pe jumătate cântec e un primul meu text um, scris tot într-o perioadă în care aveam o depresie, pentru că așa e viața de artist. Depresiile dau foarte bine la crista se termină cu ceva spectaculos de obicei. Da, da. <laughs> uh, și e un text pe care, deci l-am scris, uh, l-am lucrat în, la fel ca acest, acest text cu Denisa, l-am lucrat în dormitor, așa. am împins toată mobila uh -huh. de fereastră ca să-mi eliberez un perete, uh, știind că nu o să am bani, am uh, împrumutat un videoproiector, Uh, având în vedere că am, am, am făcut una dintre facultățile pe care le-am terminat, că și eu nu m-am oprit, am făcut trei facultăți, una dintre ele era regie de film și am zis, acum uite, voi folosi uh, noțiunile pe care le-am învățat eu la buftea, nu? Și voi uh, face decorul video, că oricum nu aveam bani de altceva. Și costumele le-am făcut iarăși eu, uh, și eu uh, și spectacolul. Se pare că a ieșit foarte bine, eu am crezut foarte mult în el. Uh, am bătut la cap toți selecționerii de festival să-l vadă și am avut noroc că a fost selecționat în, în multe festivaluri și până la urmă a fost cumpărat de Teatrul Odeon și acum se joacă la Teatrul Odeon și sunt foarte mândru de el. Și am continuare premii, mergem continuare la festivaluri Așa. din perspectivă. Din... Da, am, câștig am <laughs> câștigat acum o săptămână la Festivalul New Wave din reșița Anda, actrița, a luat premiul pentru cea mai bună actriță eu am luat premiul pentru cea mai bun regizor înainte Anda a câștigat în Ucraina premiul pentru cea mai bună actriță, are vreo 5 premii așa, și eu văzând că treaba asta a funcționat, am zis ia uite o formulă care poate să funcționeze, nu? pentru că dacă eu fac un spectacol independent e clar că e exact, o să aibă mult suflet și o să cred foarte mult în el Adică nu, să, nu, mă duc la un teatru și mi se dă o comandă. fac ceva și vezi să fie comedie și vezi să... Adică, na, când, când lucrezi într-o uzină, tu lucrezi �ă după ce ți se dă comandă. Dar așa eu, lucrând din un spectacol independent, pot să fac ceva în care cred foarte mult și pe urmă, dacă vede uzina că am avut succes, mă cum cumpără. Asta, cam, asta e. Asta încercăm să facem și cu, cu Sfântul Nicodim. Ok, Denisa, în spectacolul Cristei este vorba despre o fată care. O fată care. Pot să zic? Da, sigur, până la final? Care descoperă la 33 de ani că s-ar putea să aibă cancer. Și își vede viața retrospectiv și ajunge la concluzia că a trăit prea puțin. Și cumva e o invitație la a ne conștientiza că nu știi cât e, cât durează și atunci ar trebui să enjoy the ride, știi? Da. Despre asta e vorba, Crista, sau nuanțează-te, E vorba despre, despre ratare. Și e, era o, e o temă care pe mine din totdeauna m-a preocupat și și atunci când am scris textul m-a preocupat foarte tare. Uh, da, este vorba despre o fată care are cancer, dar, de fapt, cancerul adevărat este cel este faptul că ea își seama că uh, visele ei au rămas în ea și putrezesc cumva în ea și ăsta, adevăratul cancer asta e viața netrăită dar, dar uh, de spectacolul de este premiu pentru poezie <laughs> dar a, acel spectacol este tot așa um, um, o metafor. Nu asta vreau să zic, vreau să spun că actrița mea, Anda Saltelechi, joacă acolo 10 roluri diferite. Mă rog, e același personaj, dar la început are 5 ani, pe urmă are 6, 7 ani, pe urmă 10 ani, pe urmă tot așa... Uh, acolo schimbările de costum sunt mai, mai, uh, mai complexe. Dar mie îmi place și când întâlnesc, uh, când simt potențialul unui actor bun, cum am simțit și în Denisa, am simțit că acolo zace ceva... Uh, în primul rând, un actor bun, un artist bun, nu neapărat un actor bun, e cel în care simți o poveste foarte puternică. Și Denisa avea o poveste în interior foarte puternică. Și atunci, exact așa cum, um, cum pe Denisa, cu Denisa mi-a plăcut să lucrez cele patru roluri complet diferite și trecerea bruscă de la una la alta, și cu Anda Saltelechi mi-a plăcut să lucrez această um, transformare a ei din, din copil în, în femeia de 33 de ani. Uh, și, apropo, vreau să vă spun că spectacolul se joacă uh, acum, sâmbătă, în 7 decembrie, la Teatrul Odeon, ca să știți. să <laughs> <laughs> vedeți că e foarte, foarte, foarte fine. Ok, ce arată are Denisa? Oh, <laughs> nu, la, nu la fotbal, nu la handball, nu viața. Um, cred că e. Uh, cred că e atunci când trăiești după ideile altora. Că e atunci când te raportezi la ceva din afară și mai puțin la ceea ce simți tu că ar trebui să fii. Cred că, cred că atunci te ratezi. Când simți că e mai important ce primești sau, nu știu, care e imaginea ta sau cine te laudă sau cine nu te laudă sau cumva când totul e exterior. Când ești în regulă cu tine, poți să n-ai nimic. <laughs> e, cum să zic, și invers nu funcționează, merg după ideile celorlalți, dar dețin două insule, patru iahturi și. Sigur că funcționează. Dacă aia, aia, aia ți-ai dori și ai satisfacția ta și aia te face să te simți bine, do it! 50 de iahturi, <laughs> foarte bine, mergi pe. Doar că s-ar putea să fie o manipulare din afară și să ai senzația că lucrurile alea din afară, nu mă refer la lucruri ca lucruri, ca obiecte, mă refer la lucruri uh -huh, și ca uh -huh. recunoaștere sau nu știu, eu um, am trăit până de curând, așteptând recunoaștere din afară, așteptând când am intrat la un ATC, am zis acum, ho, stai să vezi, sunt printre zei, sunt acolo unde mi-am dorit, mi-am dorit vreo 10 ani să... De la 14 ani de când m-am hotărât că vreau să fac teatru, am zis, la un ATC, n-am intrat din prima, dar, dar când am intrat, am zis acum ori niciodată și am constatat că nu a fost exact ce m-am așteptat și după ce am terminat, mă rog, am intrat așa la limită, între timp am evoluat eu și am ajuns să iau premiul la final și na, mi se părea că, tai că acum am înțeles. Și când a s-a facultate, facultatea, zic, acum se deschid toate porțile, ca la și Crista Săraca, care aștepta să vină să-i dărâme ușa. Și eu așteptam să se deschidă toate porțile teatrului, să mă aștepte pe mine. Și nu s-a întâmplat asta, am făcut la minima de... <laughs> Mi-a ieșit pe nas N-a fost neapărat rău Pentru că între timp am început să lucrez cu copii Și asta a fost o experiență foarte bună pentru mine Și care, na, m-a dus mai aproape de mine. Dar vreau să zic că am așteptat recunoașterea asta din afară. Și abia când am încetat să o mai caut și mi-am dat seama că eu pot să fiu bine cu mine și fără... Da, dacă voi nu mă vreți, nu, mă mai, vă mai vreau nici eu, știi, cumva. Am început să mă întorc către mine și asta m-a... Adică, nu știu, îmi dă niște satisfacții încât aproape că nu mai contează așa de mult. Bine, foarte plăcut când vine lumea la spectacol și zice, oh, mi-a plăcut, ce-a făcut, sau că râd de lumea, <laughs> ce mă sim bine. da. Pe de altă parte, sunt, nu știu, viața e atât de bogată și e atât de plină de multe lucruri de care poți să te bucuri. Ok. Crista, te rog. Um, eu cred că ratare e atunci când ai un potențial și nu ți-l împlinești. Adică nu, nu te compari cu altcineva, ci te compari cu ce ai putea tu să fii sau să faci și nu ești sau nu, nu faci. Asta e asta e ratarea. Ai un moment concret pe care îl poți împărtăși? Din experiența ta? Un moment de ratare? Păi eu înainte să, să scriu textul La pe jumătate cântec uh, Tocmai adunasem toate lucrurile uh, Din București Și mă mutasem acasă la mama la Târgu Mureș Adică eu, eu plecasem De acasă cu o valiză, spunând că asta vreau să fie viața mea, să am o, toată viața într-o valiză și să mă duc din teatru în teatru și să fac spectacole de teatru, și dintr-o dată m-am trezit după 12 ani de bucurești că nu aveam o valiză, ci aveam, cred că, 15 cutii mari de carton pline, cu cărți, cu CD-uri, cu haine, cu așa. Și când am crezut că. n-am mai, mai crezut că o să, o să se întâmple acest. acest această întâlnire cu teatru și cu succesul, am încărcat tot într-un camion, m-am dus acasă, am stat sub plapmă o lună și am scris acest text. Era un bărbat? Un bărbat? De vină, nu? Vine, nu? Okay, Nici da. măcar. Nici. Nu, Pentru doar... care nu-și deschise să porți. Exact, exact, adică m-am... Atâția ani în care am făcut teatru în folosul comunității, cu intrare liberă. Uh, am, uh, mi-am filmat spectacolele, am împărțit DVD-uri ca martorii lui Jehova la toată lumea. <laughs> Luați, uitați-vă la dvd acesta. Uh, mi s-a întâmplat odată, mi s-a întâmplat să mă duc în la secretariatele teatrelor și să zic, uite, am acest spectacol independent, se joacă la teatru pod, cu intrare liberă, e așa de bun, veniți, vă rog, să-l vedeți. Sigur, sigur. Și puneam pe, țin minte foarte clar, nu, nu o să zic la care teatru, l-am pus pe calculatorul secretarei, literare și mi-a mi zis, caută-mă peste o săptămână, peste o săptămână am venit, era complet, nemișcat de acolo sau și mai rău. La un moment dat am început să trimit linkuri pe, de pe YouTube, adică îmi filmam spectacolul, puneam pe un link ascuns, să nu poate fi accesat decât de cei la care le dădeam link-ul și uh, scriam scrisori emoționante, lungi, în care îmi pledam cauza și uh, YouTube îți arată de câte ori este accesat link-ul și link-ul nu era accesat sau erau persoane care îmi spuneau am văzut, este minunat <laughs> și uh, spectacolul dura o oră și 10 minute și mie îmi spunea că au fost vizionate două minute și eram... și am fost foarte dezamăgită și am zis gata, nu, nu funcționează. asta a fost momentul de, în care am, chiar am simțit că am ratat și a, a fost foarte rău. Adică știu că am avut uh, vertija aproape o săptămână. Uh. Nu e? realitatea doare, da? Vai <laughs> de, de mine! Dar eu nu am vedeam altă soluție, <laughs> pentru că la oamenii în jurul meu spuneau care e problema? Muncește și tu că noi ceilalți, adică du-te, ia-ți un, ia un job, uh, semnează o condică, fă ceva. A, eu am și muncit, uh, adică eu... Am lucrat, am fost traducătoare, am lucrat într-un material de răcătușărie, am tăiat piese metalice, adică am făcut tot de lucruri, nu e ca și cum n-aș fi încercat. Dar mi-am dat seama că nu pot să fac o muncă de rutină, pentru că tot timpul trebuie să fac ceva creativ, nou, tot timpul. Na. Ok, în acest moment ne ascultă. Viorel, care are 17 ani și uh, arde de nerăbdare să dea la teatru și țiții uh, din Tecuci, care uh, abia așteaptă să vină la București să-și înceapă cariera artistică. Până acum i-ați deprimat pe amândoi. Le-ați le rupt <laughs> <se ajungesc, laughs> Cum facem să-i convingem totuși că e o viață frumoasă și că merită investiția, sacrificiu? Sau poate nu merită, habar am Poate nu trebuie să-i convingem, să convingem că dar... dacă, dacă trebuie convinși nu o să, nu o să, nu o să supraviețuiască adică, Păi sincer da, omul are bă, niște repere A văzut, Irishman a văzut Că săracii oamenii ai au 200 de ani Sau 460 împreună Și uh, mai au puțin duc, Și nu mai are monștri sacri Vă de pe voi vorbind Aole la teatru e rău, nu-mi place Se mai uită la mai știu eu, ce emisiune De carton de pe la televizor Și spune Asta e, asta vreau să fac cum îi ajutăm să înțeleagă totuși o cale ok și decentă? Eu n-am zis că e rău. Adică eu m-am gândit... Dă doar depresie atâta tot. Nu, nu, stai, stai. Cu toții vrem să renunțăm la tot ce facem. Eu am fost o vreme supărată pentru că vedeam pe unii Că încă de pe băncile facultății de teatru, ei deja lucrează în teatru și regizează. Și eram foarte supărată, pentru că eu am terminat facultatea, m-am angajat impresa ca impresar artistic, mi-am luat valiza, m-am mutat la București, am fost profesoară de engleză, de română, am tradus la TVR cultural, am făcut tot fel de lucruri și când recuserai așa vreo 10 ani, bine, în care am făcut atul independent, am avut trupa mea, am făcut foarte multe asistențe de regie la regizori mari. Ei, e, și când eram eu așa mai supărată că de ce trebuie să fac acest ocol, mi-am dat seama că de fapt stai așa, că de fapt eu sunt pe drum, nu e un ocol, adică nu aștept. Eu tot spuneam, dar de ce sunt eu la ușă și bat pasul pe loc și ușa nu se deschide? Și mi-am dat seama că ușa s-a deschis de mult. Pentru că uh, toate. Adică, școala pe care eu am făcut-o alături de regizorii mari. Am fost asistenta domnului Purcărete la trei proiecte, am fost asistenta domnului Andrei Șerban, a lui Housefather, a lui Dabija, am fost în echipa lui Bob Wilson când am făcut un spectacol la Craiova. Adică, toate aceste experiențe cumva fac parte din drumul meu și tot artul independent pe care eu le-am făcut în folosul comunității, adică nimeni nu plătea bilet, făceam spectacole o uh, odată pe săptămână, fiecare zi luni la șase era, începea spectacolul uh, nici, nu, nici nu trebuia să mai promovăm la un moment dat, uh, trupa mea se numește teatru de foc, <laughs> nici nu trebuia ca teatru de foc să mai promoveze care spectacol, că lumea știa luni la șase venim, nu știu ce vedem, dar vedem ceva uh, și uh, trupa mea era un fel, făceam un fel de teatru laborator, ei și mi-am dat seama că de fapt de fapt uh, deși nu aveam succes și nu aveam recunoaștere și nu veneau oamenii de teatru și directorii de teatru ca să să mă angajeze și să mă plătească și să-mi dea șansa să, să uh, fac un nou spectacol în condiții mult mai bune, adică fără să fiu eu și scenograful și coregraful și PR-ul și secretarea și dramaturgul și așa. Mi-am dat seama că de fapt po poate că nu e că mai important asta decât dacă aș fi început să lucrez pe cont propriu în ci cumva ăsta e, e drumul meu și de asta zic că eu nu sunt deloc acum tristă sau supărată mai ales după ce mi-am dat seama că ok, teatrele nu mă cheamă, dar asta nu mă împiedică pe mine să lucrez cu Denisa și cu Anda și cu încă o altă Denisa și încă o altă Anda. Apropo, dacă e un actor, am nevoie și de un băiat în trup acum, că am două fete foarte bune. Dacă mă de un actor, independent din București, să mă contacteze și să știe că trebuie, o, să, o să-i fac cu o monodramă, că este testul acum, testul suprem. Dacă asta e cu cineva, da, asta e castingul. Dacă reziști cu cineva două luni să faci un proiect, așa, unul la unul, înseamnă că o să lucrăm bine și, și în echipă. Deci asta vreau să spun, că eu sunt, eu sunt foarte mulțumită de fapt acum de, de, de drumul parcurs și mi-e mi, mi dragi și spectacolul pe care l-am făcut uh, uh, la Muzeul Literaturii printre cărți și spectacolul pe care l-am făcut la Muzeul Curtea Veche în aer liber, în care aruncam cu apă în spectator și ei aruncau cu apă în noi. Adică toate aceste experimente sau am făcut un spectacol într-o casă părăsită uh, pe strada Carol, unde Acum, eu atunci eram complet inconștientă și nu aveam structură de rezistență la casă și nici nu știam și nici nu mi-am pus problema. Și care intrau... putea să cadă. Da, intrau 100 de spectatori. Am făcut nostalgia după Mircea Cărtărescu și vreau să spun că i-am cerut domnului Ai I-am cerut voi, domnul domnului Cărtărescu, și mi-a scris un mail în care mi-a spus așa Sigur că da, baftă, dar ai grijă să nu cadă casa pe voi. Și am zis, ha, ha, ce, ce mult umor are domnul Cărțulescu. Dar eram doar eu inconștientă și nu știam că trebuie să-mi pun aceste probleme. Deci casa era, cum să zic, la roșu. Erau gropi, cărămida se vedea. Erau o casă cu, cu trei nivele, nivele niveluri? Cum e, cum e? Etaje. Așa, cu trei etaje, corect. Și erau 20 de actori, o formație de cinci oameni care cântau muzică live, uh, rock. Și 100 de spectatori care intrau în, în, în clădire și uh, spectacolul era format din 13 mini-spectacole, fiecare se juca în altă încăpere sau, mă rog, încăpere, e mult spus, că erau niște perdele, niște găuri, niște așa. Și când se termina un spectacol, uh, se, se juca în buclă, deci același spectacol se juca în buclă și spectatorii treceau dintr-o parte în, într alta. Deci asta zic că toate nebunile astea pe care le-am făcut... Și pe care nu l-aș fi putut face la stat. Doamne, dar ce director de teatru mai aș fi lăsat pe mine să fac așa o nebunie, să plimb, spectatorii să se plimbe liber prin toată clădirea și... Uh, -un, uh, era o încăpere în care un actor dădea o reprezentație pentru un spectator. Era, era un fost pe ceu. da intra în, acolo un spectator și un actor. Se jucau... Uh, și noi stăteam la ușă ca să auzim Să nu cumva să fie psihopat spectator Să se întâmple cine știe ce Adică, cum să spun uh, Da, dacă, dacă ești nebun și vrei să faci Teatru, da, să zic, nici nu trebuie să îi încurajez pe acei doi tineri, pentru că dacă ei vor să facă, o să fac, o, -o facă oricum. Și nu cred că o să-i intereseze că eu le spun că nu se poate sau că... Mie mi-a plăcut foarte mult drumul. E așa, cum să zic, ca un roller coaster. știi? Adică m-am dus, m-am dat cu capul de toți pereții, mi-au sărit cântei. Mi-a plăcut foarte tare și n-aș schimba. Adică dacă acum ar zice cineva, hai să dăm timpul înapoi și de pe banca de facultate te, te duc în Teatru Național din București să regizezi și zice, nu, stai. Nici nu aș putea. Apropo, că am discutat astăzi, Denisa, despre cum e să ți se dea prea mult dintr-o dată uh -huh. și să nu te duci în milimetric, pas cu pas ca să ajungi să ai experiența, să faci marele pas. Ok, Denisa, te rog, completările tale pentru cei... Uh, pentru cei doi, doi uh, potențiali ascultători. Sunt de acord cu Crista că nu cred că au nevoie de încurajări. Eu, de exemplu, n-am primit din potrivă. Ai mei au așteptat cu sufletul la gură să-mi treacă nebunia. De la 14 ani când am zis gata, m-am hotărât, vreau să mă fac actriță, au așteptat să termin liceul că poate îmi trece. În clasa 12 ani am spus că nu am niciun gând să dau în altă parte. S-au panicat. Am dat, am picat, mi-au zis că, nu, de fapt n-am dat atunci imediat, mi-au zis că le-am zis eu că n-am cum să dau uh, fără pregătire, totuși, pentru că nu, na, nu făceam la școală chestia asta, cum să mă duc așa, fără ce, repertoriu, fără nic. Și m-au uh, convins până la urmă să dau la o facultate, orice facultate, numai să intru și eu într-un ritm. Uh, și am dat la administrație publică, am și terminat-o foarte <coughs> magna laude. Uh, între timp am dat o dată la facultate, n-am intrat, dar pe asta zic, în asta nu m-a oprit ca după ce am terminat facultatea aia să mai dau o dată și când am intrat să cumva să și termin. N-am primit neapărat încurajări și nu arătam a fi genul pentru teatru. Adică lumea când se uită la cineva și zice, tu ai fi potrivit pentru teatru, se așteaptă să fie cineva extrovertit, cineva uh, nu știu, simpatic, cineva cu multă carismă, cineva cu nu știu, mai ales dacă ești femeie, trebuie să fie bine. Trebuie să exact, <laughs> să face... nu. Iar eu eram mai degrabă un om un timid și încă da. mai sunt, cred. Adică... Da, tu confuzi un pic lucrurile, că tu, tu ești un om carismatic, adică nu trebuie să, să mă faci să duci. Hey, când te, te ceri știi? tu cu tine în oglindă, habar n-ai. <laughs> Hai să vedem, uite, ne scrie Croco, un bun prieten al emisiunii și al nostru. Un actor, bun prieten, mi-a spus așa, teatrul este reflexia realității într-o oglindă deformată. Este adevărat sau nu e așa? Hmm. Interesant. <laughs> Comentarii, vă rog. Interesant. Nu știu dacă e deformată. E o... Poate o multitudine de oglinzi. Na. <laughs> și depinde acum cât de clar uh, e bucățica aia pe care o prinzi. Cam cât de clar reflectă ceea ce se vede. Dar că teatru e oglinda a societății? Na, asta e. Dar nici eu nu înțeleg exact uh, oglinda asta deformată. Uh, spectacolele pe care eu le fac și pe care îmi doresc să le fac sunt spectacole foarte sincere și atunci oglinda mea nu e deloc deformată. Da, spectacolul pe care le vedem, în schimb, conțin bucățele care sunt... nu știu. Da, adică, cum spuneam, există multe, multe moduri de a face teatru și fiecare își are publicul și creatorul, adică există loc pentru, pentru toți. Așa e. Așa. Și e bine, e bine să fie așa. Cred că este deformată, uh, acea realitate pentru că trebuie să o extrapolezi atunci când o prezinți, pentru că altfel uh, nu o înțelege lumea. Sau uh, dacă vede exact ceea ce trăiește el acasă, spune. Asta știu. Pe undeva, cred că are dreptate. Uite, o viziune dintr-un alt uh, Univers. Paralel, aș putea spune. Daniela. Locuiesc în New York City. De ceva vreme și-am lucrat pe Broadway, într-un restaurant, dar era în Theater District. Domeniul este foarte dur. Mulți actori în devenire lucrează în restaurante sau ca performers la diferite evenimente. Concurența este foarte dură. Multe roluri și producții se dau tot pe pile, deci încurajez teatrul românesc. <laughs> N-ați Na, văzut filmele de la Hollywood acelea? <laughs> um... po poate sunt naivă, dar eu nu... Prea cred în sistemul de pile, în teatru. Nu, nu cred. Adică, um, într-adevăr, puțin reușesc și cred că din câte am văzut eu în ultimele generații de actori. Când zic generații, mă refer la clase. Da. Aplicăm metoda ei, Te întrerup aici la pilele în teatru uh, despre mm -hmm. care vorbești pentru a asculta câteva minute de muzică. Avem știri și uh, serviciul de noapte continuă la Radio România. Actualități imediat după aceea. Janeta, bună seara! Mulțumim că ne asculti! Last night's bed. I don't know where I'm going. Only I. București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Dan Georgescu. Ascultați știri. Propunerea PNL și USR de, aborda, de abrogare a legii privind recursul compensatoriu a fost adoptată ieri în unanimitate de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Documentul urmează să fie supus astăzi votului în plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat că Ministerul său a adoptat un text de normă tranzitorie care cuprinde măsurile ce vor fi luate în penitenciare în viitor, acestea urmând să fie aduse la cunoștință și reprezentanților CEDO. În primul rând, să creștem numărul de locuri de detenție, mai ales să îmbunătățim calitatea lor. Este nevoie de un management într-adevăr mult mai aplicat în sistemul penitenciar cu privire la remedierea acestor condiții de detenție. În al doilea rând, să punem pe picioare sistemul de probațiune. Cătălin Predoiu. Propunerea de abrogare a legii recursului compensatoriu a fost votată și de deputați PSD. Socialdemocratul Alfred Simoni s-a declarat din păcate, ministrii justiției din guvernele PSD au susținut, așa cum susținea și domnul Predoiu până mai acum câteva zile, că recursul compensator nu poate fi abrogat peste noapte. În cazul în care vom ajunge chiar să plătim acele despăgubiri, preferăm cu toții ca acești bani să se plătească, numai să nu mai moară oameni. Deputații au adoptat un amendament care stabilește că de efectele recursului compensatoriu vor beneficia persoanele condamnate începând cu 24 iulie 2012 până la intrarea în vigoare a documentului care stabilește abrogarea prevederilor legii. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a analizat ieri situația din portul Midia, unde continuă operațiunea de recuperare a animalelor moarte după ieșoarea pe 24 noiembrie a unei nave cu peste 14.000 de oi la bord. Amintim că în urma incidentului au fost salvate 252 de oi, dintre care au supraviețuit doar 181. Direcția de Sănătate Publică și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral recoltează în permanență probe în vederea monitorizării impactului asupra mediului. Prioritatea este acum readucerea în poziție normală a navei inclinate. Directorul Autorității Navale Române, Alexandru Mezeia, a precizat că dacă până la prânz armatorii sau asiguratorii navei nu prezintă un plan în acest sens, va delega operațiunea către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța. După accidentul din portul Midia, autoritățile din domeniu au anunțat controle, controle sporite în zona de transport maritim de animale din România, ne-a transmis de corespondentul nostru Sorin Cialera. Ancheta pentru destituirea lui Donald Trump a adunat deja dovezi copleșitoare care probează conduita nepotrivită a președintelui republican. Se arată într-un raport oficial al Comisiei Parlamentare care a supervizat investigațiile. Potrivit France Press, autorii raportului au arătat că președintele și-a pus interesele personale și politice mai presus de cele ale națiunii și că a încercat să submineze procesul electoral american și a pus în pericol securitatea națională. Democrații îl acuză pe cel de-al 45-lea președinte al statului Unite, că a abuzat de putere pentru a-i cere Ucrainei să declanșeze anchete împotriva adversarilor săi politici americani. Mai mulți diplomați și responsabili care au depus mărturie în Congres au spus că Donald Trump cerea Ucrainei să desfășoare aceste anchete ca o condiție pentru a se întâlni la Casa Albă cu omologul său ucrainean și pentru deblocarea unui ajutor militar crucial pentru Kiev. În Sudan, cel puțin 23 de persoane și-au pierdut viața și alte peste 130 au fost rănite în incendiul unei uzine la nord de Khartoum, provocată de explozia unui camion cisternă conținând gaz, a informat guvernul sudanez citat de France Press. Ambasada Indiei la Khartoum a anunțat pe site-ul său că 50 de cetățeni indieni erau angajați ai uzinei și că unii dintre aceștia figurează printre victime. Potrivit primelor informații de la fața locului, în uzină lipseau materialele de securitate, iar produsele inflamabile erau depozitate incorrect, ceea ce a permis propagarea focului. Datele meteo la noi în țară astăzi vremea va fi rece cu cer variabil. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între minus 4 și 6 grade, cu 5 grade în capitală. Acum, la București, se înregistrează minus un grad. Știri din acum cu Alex Tențu. Bun găsit în vole, ieri a început o nouă ediție a Cupei Cev la Feminin. În faza 16-milor de finală, CSM Târgoviște a fost învinsă de Fatum Nirei Haza, scor 3 la 2, 15 la 10 în setul decisiv. Meciul retur este programat peste două săptămâni în Ungaria. În aceeași faza a competiției, astăzi de la ora 18, CSM București va întâlni în deplasare echipa franceză Volero Lecane. Federația Română de Fotbal a anunțat ieri primul joc de pregătire din 2020. În ziua de 7 iunie, echipa antrenată de Mirel Rădoi va întâlni Anglia în deplasare stadionul și ora vor fi anunțate ulterior. Iar astăzi debutează la Glasgow cea de-a 20-a ediție a campionatelor europene de înnot în bazin scurt. Din delegația României fac parte trei sportivi, Robert Glință, Daniel Martin și Cătălin Ungur. Competiția din Marea Britanie se va încheia duminică. Știrile orei 1 se încheie aici. Eu sunt Dan Georgescu, vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Felix Crainicu și cu Denisa Dogaru, dacă vorbim cu actrița sau Denisa Serghei, dacă vorbim cu doamna și Crista Bilciu. Rămăsesem la momentul la care ne spunea Crista foarte așa în forță și foarte înfoiată despre pile da, ziceam că nu cred în pile, dar de fapt vreau să rectific, știu că există pile, dar nu cred că situația e așa de gravă, adică cred că pe lângă cei care au pile cei care chiar sunt buni și cred în ei reușesc, adică nu, nu cred nu cred în de fapt nu cred în ratare, cred că ratarea este o chestiune personală, cred că Oricând poți să hotărăști să mergi din nou înainte uh, și chiar nu contează că alții copii au și ei un loc acolo. Eu, eu, eu cred foarte mult în faptul că trebuie doar să, să îți urmezi tu drumul tău. <laughs> Denisa, te rog. Despre pile? Despre ce simți tu nevoia să completezi în uh, toată această poveste? Um... Da, mie personal nu mi s-a cerut niciodată să fac vreun compromis. Într-adevăr, cred că dacă nu ești dispus să faci niște compromisuri, nici nu ți se propune. Adică trebuie să fii cumva un gaș ca potrivită sau habar n-am. Să... Acum vorbesc nu despre pile, ci despre, despre... Nu vorbeam de pile? Da, 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 da ești... N-am băut destul la cafea? <laughs> <laughs> Ideea e că mie pila mi se pare un compromis, adică te duci, nu, și plătești pe cineva ca să dea o șansă în plus la un concurs sau A, undeva. Da, nu, pila înseamnă că cineva cunoaște pe cineva și dă un telefon pentru tine și așa. Da, cred că sunt forme și forme până la urmă, nu? Eu cred că pilele funcționează până la, un anumit, până la un anumit nivel, pentru că eu cred că oamenii cu adevărat valoroși... Da, mai de sus, așa, adică. <laughs> nu e adevărat, nu e adevărat. De exemplu, lumea mă întreabă cum am ajuns eu uh, să ucenicesc la domnul Purcărete cum am ajuns. Mi-am dorit foarte tare, m -am, m -am, am elaborat diverse strategii și cea care a funcționat a fost următoarea. Era Festivalul Național de Teatru, domnul Purcărete ținea o conferință la UNATC. Eu m-am dus la conferință, l-am văzut pe domnul Purcărete, am văzut cât de deschis este și cât de uman este, m-am dus la el și am spus. Bună ziua, eu sunt Crista și mi-aș dori să fiu ucenicul dumneavoastră. Exact așa, adică oricât de infantil sunt acum. Așa, așa i-am zis, s-a uitat la mine, așa, am ustăcit un pic. Și a zis, măi, zice, uite, eu nu sunt uh, șef de tar la acolo, că e un director de teatru care m-a angajat și pe mine să-i fac un proiect. Dacă tu îl convingi pe directorul de teatru respectiv să te primească, eu te primesc cu drag să-mi vezi pe lângă mine. Și așa, pur și simplu, adică am fost destul de țăcănită ca să cred că mă duc la domnul Purcărete și el o să că bine, vino. Și așa s-a întâmplat. Și țin minte când am ajuns la Craiova cu o valiză, l-am salutat pe domnul director, care era domnul Cornișteanu am intrat în sala de repetiții, domnul Purcărete s-a uitat. Eram sigură că în jurul lui Purcărete sunt o grămadă de studenți la regie, de regizori mici care vor să învețe de la el. Nu era nimeni, era doar dumnealui. S-a uitat așa la mine, mi-a zis, a, da, cred că știu cine ești. atât. Și nu mi-a mai adresat niciun cuvânt câteva zile, cred că o săptămână. Așa, eu am stat o săptămână cu valiza nedesfăcută în dormeam în teatru, mi-au dat o cămăruță în teatru. Ei, și am stat cu valiza nedesfăcută fiindcă eram sigură că Purcărete crede că sunt pila lui Cornișteanu, nu Cornișteanu crede că sunt pila lui Purcărete <laughs> și când o să vorbească între ei, o să mă trimit acasă. Cum adică am venit eu? Dar nu, nu a fost, nu a fost vorba. Oamenii chiar m-au lăsat să vin să-mi văd. Dacă eu am fost așa de nebună să vin să stau trei luni, să locuiesc într-un teatru lângă scenă doar ca să-mi de la Purcărete, nu a zis, vin o fată. Și așa asta zic, că lumea își zice, a, sigur e, sigur cu pile, sigur ți s-a cerut să faci nu știu ce, știi cum se zice la noi, mm -hmm. proba canapele, nu știu ce. Dar nu, nu unor le. Sunt atât de simple. Trebuie numai să ai curaj. Asta e. Iată. Ok. și spune așa. Avem și noi la Brăi, la o trupă de teatru compusă din nevăzători. Am pus în scenă piesa de teatru Țara lui Gufi de Matei Vișniec. Mm, ce frumos! Felicitări și ce la frumos. cât mai multe astfel de realizări. Ilia... Se câștigă bani din teatru, se poate trăi decent din teatru în România. Teatrul mai are viitor în viața de zi cu zi. Uite, trei întrebări în două rânduri jumătate. Se câștigă bani din teatru? Se câștigă bani din teatru dacă ești um, dacă ești un nume. Dacă ești un nume, ești plătit bine în teatru. Ca regizor zic că Actorii sunt angajați și au salariu mm. Regizorii au onorariu Sau proiecte extraordinar de bine plătite Porta Da, avea. În, general, în general Acum, acum suntem într-o perioadă în care Colaboratorii nu o preaduc bine Pentru că De când s-au murit salariile au, Nu mai sunt bani de producție Și de colaborări Și s-a cam terminat cu colaborările se taie de unde se poate Da. Dar dacă, dacă, numele tău e deja un brand, atunci, da, se poate trăi bine din teatru. Dacă, în schimb, faci teatru independent, nu se poate trăi bine din teatru. Adică, poți să... Unor îți bani de o bere, atâta. <laughs> Nici în niciun caz nu plătești chirie din asta. Doar, dar partea bună este că atunci când faci teatru independent și ești la început, în primii, să zicem, 3-4 ani, îți dorești să faci și îți dorești să schimbi lumea și îți dorești să te exprimi și nu contează așa de tare și o țin minte că lucram noaptea, lucram în weekend, traduceam ca să pot să fac, să fac teatru. Vasine, deci în salut. concluzie nu prea ies. <laughs> da, <laughs> și de vreo trei de ani cred că trăiesc din teatru numai. Înainte făceam traducere, am predată. Am... Vasile ne salută din uh, Cehia, mulțumim că ne sunteți uh, alături. Fetele, o să vă contacteți apropo de întrebarea lansată de dumneavoastră sau invitația. Janeta, băiatul meu a terminat anul acesta liceul și a depus dosarul la cinci universități, 4 cu specifică biologie-chimie, U, intens. Iar la 5 -a, dorința lui la arte teatrale și cinematografice a fost admis la patru, printre care și la arte teatrale și cinematografie. Deoarece primul răspuns pozitiv l-a primit de la Facultatea de Farmacie și Chimie Alimentară, s-a matriculat aici, fără să se gândească, poate, că va mai primi un răspuns pozitiv de la film și teatru. Noi suntem în Frankfurt. În Germania sunt foarte mulți actori buni care între două filme primesc ajutor social și nu este o rușine. O spun public fără să ezite. Eu cred că oricând, dacă își dă seama că trebuie de fapt să ia în altă direcție, trebuie numai să se ducă în direcția cealaltă. Adică nu... N -n -n... Mi s-a întâmplat să aud povești de genul acesta venind în București. Venind în București mi-am dat seama că toată lumea în jurul meu era artistă. Adică odată am luat un taxi și taximetristul mi-a povestit. A, ah, eu aveam așa de mult talent când eram tânăr. Odată l-am dus pe Florin Pierzi cu mașina și mi-a spus, vai ce talentat ești, dă la teatru, dar până la urmă n-am dat la teatru. Sau după aia uh, era o fată care vindea cecei uh, la o tarabă undeva lângă, lângă, lângă teatru național și aia îmi spunea, vai, păi eu am vrut să mă fac actriță și... În fine, și toată lumea din jurul meu ar fi vrut să facă teatru, dar cumva n-au făcut teatru și, și, eu zic, și ce rău le părea? Și eu zic, dar de ce nu faci acum? A, acum? Păi acum am... 30 de ani, acum am făcut deja o facultate sau... Și eu nu înțelegeam, măi, stai un pic, adică... Și și uh, băiatul acesta, dacă, dacă face farmacie sau ce a ales el să facă și își dă seama la un moment dat, după un an sau după ce termină, că vrea să facă teatru, păi nu are decât să facă teatru. Adică asta, asta vreau să spun, că nu, nu, cred în ratare de fapt. Cred că în momentul în care îți dai seama că trebuie să iei în altă direcție, te duci în altă direcție și gata. Nu e nicio problemă. Completări, Denisa, te rog. Apropo de băiatul cu farmacia, sau? <laughs> <laughs> nu, mai apropo de faptul că dacă pornești într-o direcție, poți sau nu să te redirecționezi Da, Poți să te redirecționezi. Eu am făcut asta, am terminat administrație publică, m-am redirecționat, dar a fost foarte greu. Adică nu e chiar așa, mie nu mi se pare că e. E mai, e mai bine să te gândești de la... bine de la început. Eu a trebuit să plătesc cu facultatea de teatru, U, da, că era e. a doua facultate. Și a, a, a fost un pic dificil. <laughs> Uite, revine Daniela. Ba, rolul luat pe pile, între ghilimele, mă refer la faptul de a obține un rol doar pentru simplul fapt că ești o minoritate negru, indian, asiatic, etc. Asta mm. dacă nu este o pilă artificială, să-i spun așa, atunci ce este? Locuiesc în Statele Unite de peste 18 ani. America nu mai face filme bune doar pentru simplul fapt că sunt prea politically correct mm. și asta mm. se reflectă și în teatru, bineînțeles. Un bun exemplu Romeo și Julieta, rolul Julietei a fost dat unei fete de culoare, iar o altă piesă de teatru rusească, Natasha, uh, Natasha Pierre at the Great uh, Comet uh, Of 1920, uh, 12. Piesa europeană și unde acțiunea are loc în Rusia, rolul lui Pierre a fost dat unui american de culoare doar pentru că era de culoare, iar piesa de teatru s-a închis după doar câteva luni scurte. Cu tot respectul față de fete, locuiesc aici, deci cunosc și observ 100% ce se întâmplă. Am spus-o de mai multe ori, a existat uh, o perioadă foarte lungă în care toate filmele de la Hollywood în afara mă rog, să zicem, celor câteva realizate de monștri sacri sau ale independenților, aveau legătură cu femeile puternice și de carieră și care își construiau o viață proprie. Bărbatul era acasă, creștea copilul, în timp ce doamna se ducea pe o carieră fabuloasă. A urmat o altă epocă, pe care o lăsăm, nu o comentăm acum, iar acum trăim în acea epocă în care minoritățile sexuale sunt prezente peste tot și și ne coordonează întreaga existență, și nu mai vezi un film că e vorba de HBO, GO, de Netflix sau mai știu eu de ce altceva, dacă nu include măcar tangențial, ca să fiu politicos, un, un astfel de aspect. E o dictatură a minorității până la urmă, pentru că de acolo vin banii, bănesc. A, a, asta se, se plătește și. Uh... Da, e în trend, așa e. Mă, Ce eu, eu nu știu, adică discriminarea multe pozitivă aici. poate uh -huh. nu e neapărat un lucru corect, dar e un lucru necesar totuși. A, apropo de, feme de filmele cu femeile puternice, eu am crescut în Târgu Mureș și toată lumea s aștepta ca pe la 25 de ani să mă mărit și să fac copii. Și cam atâta. Ori eu am făcut o facultate de litere, până m-am făcut o facultate de teatru, până am făcut două masterate, pe m-am plecat să mă fac regizor de teatru. Și când m-am întors în orașelul meu natal, într-o vacanță, și eram foarte încântată că avusesem un spectacol cu sala plină în București, cineva m-a întrebat, da, dar te-ai Nu. A, știam eu că e okay, ceva, știam. <laughs> Mi s-a zis. Și asta, vreau să spun că eu am, pe mine m-au ajutat foarte mult aceste modele de femei puternice, pentru că orășelul, a, mentalitatea orășelului mic de provincie a apăsat pe creierii mei. Aveam o prietenă care era artistă, dar toată lumea spune că e nebună. Ea nu era nebună. Era o femeie de uh, 40 de ani care uh, mergea pe sadă și în loc să vadă uh, verde în iarbă, vedea 10 nuanțe de verde și le știa pe toate după nume și mi le arăta și mă învăța și mă, se uita la ea și zicea, asta e nebună? Nu, nu era nebună, era pictoriță și credea în asta. Adică, și atunci, cumva, eu nu mă pot supăra acum că, într-adevăr, este un moment în care sunt încurajate minoritățile sexuale. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi spună Cineva. Eu am lucrat și în tratate de stat, sper să lucrez și de-acum încolo mult, dar niciodată nu mi s-a întâmplat să mi se spună pune și o bisexuală, pune și un homosexual, că ne trebuie. Nu. Adică. Păi încă n-a ajuns la noi. Stai un pic, că noi suntem vreo 10 ani, avem un beat down așa. Până ajunge la noi mai durează un pic. Eu zic că n-are rost să intrăm în panică pentru robul de sare. Iar în film se întâmplă. A început să se întâmple asta și la noi adică filmul e, e un pic mai Da, da, uh, da, da, a ajuns, ajuns. sincronizat, Hai, cu ce se întâmplă în Adică chiar în crezi că dacă un film bun uh, e un film bun cu un film foarte bun cu heterosexuali albi Uh -huh. uh, nu are succes numai de -aia, pentru că nu, nu are mult asta. mai puține șanse să să ajungă să, și să să a... la public pentru eu, că eu nu dacă, dacă sunt două proiecte care pot fi finanțate și unul e cu doi heterosexuale albi și unul e cu nu ceva cred, nu de cred, sexuale va avea cred. prioritate nu acel proiect nu e nimic, până plutești <laughs> așa înapoi pe pământ calitatea <laughs> noastră azi să din ce ne mai scriu ascultătorii noștri vă mulțumim că ne sunteți alături Uh, Daniel, din punct de vedere al valorilor din Statele Unite a decăzut uh, al, un punct, din punct de vedere al valorilor Statele Unite au decăzut enorm dacă au ajuns actorii celebri chiar foarte buni să facă filme foarte proaste atunci una nu mai merg uh, la cinema de mult și mulți alții nu de alta, dar este foarte scump și nu merită din punct de vedere al feminismului SUA versus România este o diferență de la cer la pământ, vă rog, nu le comparați. În România avem nevoie de feministe, însă SUA nu este cazul, Așa. pentru că bărbații și femeile au drepturi egale, iar cu promovarea LGBT și alții ciudați, este o agendă politică și nu produce dolari absolut deloc, vă garantez, este părerea ascultătoarei noastre. Okay. Ilia, care este ocrotitorul vostru spiritual al actorilor de teatru din frumoasa și minunata Românie? Ocrotitorul, ocrotitorul, ocrotitorul spiritual. spiritual. Mm. Care e ocrotitorul nostru? Spune da, uite, vă întreabă Ilia. Eu nu aș ști ce să răspund la această al întrebare. Al oamenilor de teatru? Ca un fel de sfânt, așa cum ar veni, nu? Nu Când știu, sunt... habar n-am, nu știu, asta este întrebarea. Sfântul întrebare. Nicodim, Eu la... Al de la Huși, dar momentan. Am înțeles, acela despre care ne-ați spus, dar nu ne-ați spus. Da, v-am spus, uh, dar nu v-am spus. Foarte, da, trebuie foarte să... mult. Așteptăm mai întâi invitațiile la festivalul da, și ai. tot <laughs> periclul vizionat de Crista și construit acolo. Bine, uh, Denisa, știu că lucrezi cu uh, cei mici. Povestește-ne da. puțin despre acest aspect, pentru că e un uh, capitol la parte, e o asumare, e un uh, risc, e un curaj, pentru că îi inspir, poate să se ducă într-o anumită direcție. Te rog, dezvolta. Uh, un curaj? Da. Acum îl percep așa. Când m-am apucat eu de lucrat cu copii, a fost cumva o opțiune de a-mi plăti chiria, apropo de... Na. <laughs> Până când urma să lovească succesul și să îmi plătesc chiria din teatru, am lucrat, am făcut animații, așa, am început să lucrez cu copiii înainte să termin facultatea de teatru, nu aveam nicio legătură la nivelul că nu știam cum pot să porți o discuție cu un copil. Nu, mi era și teamă un pic așa să intru. <laughs> Pentru că, pe de-o parte, îmi dădeam seama că e o altă ființă umană care nu este limitată, nu are, deci are niște capacități intelectuale care... Dar nu poți să vorbești nici de la egal la egal, ca de la adult la adult, nu poți nici să-l tratezi de sus și atunci cum, cum comunici? A, a, pentru mine era foarte ciudat așa și atunci evitam. După ce am început să fac animație, fiind în costum de Minnie Mouse, de prințesă, de ce mai știu eu, Uh, cumva o parte din uh, problemă se ducea pentru că, na da, cei mici erau foarte deschiși și cumva de la ei am învățat să comunic cu ei ei au fost cei care um, cumva au venit către mine uh, și între timp am găsit o cale de mijloc așa, la, de respect pentru cine sunt, pentru um, ființele lor, așa uh, pe de-o parte, da, pe de-altă parte uh, și de um, am asumat faptul că eu sunt adult și că pot să-i drum într-o anumită direcție. În ce privește cursurile pe care le țin acum, am ajuns în timp să-mi placă foarte tare să fac asta, să-mi dau seama că pe mine mă ajută să, răm să fiu prezentă, să-mi uh, dau seama cine sunt, pentru că te pun în niște situații atât de neașteptate încât reacționezi așa cum ești. Nu prea ai cum să fii pregătit pentru ce-ți vor spune sau ce vor face sau și atunci cumva îți dai seama până unde ești. Uh, și a început să-mi placă treaba asta. Și așa m-am dus să fac masteratul și mi-am conturat o idee despre ce ar trebui să însemne cursurile de teatru. Acum, cursurile de teatru se pot face în foarte multe feluri și cu multe scopuri. Eu merg în direcția dezvoltării creativității. Acum, Așa am pornit, cu ideea că dezvolt creativitatea ei, de fapt sunt atât de creativi încât n ai ce să dezvolți. Dar pot să consolidezi, să cons să, cumva să le pui în valoare ideile. Și asta încerc să fac la cursurile mele, să le iau, să preiau de la ei uh, lucrurile inedite și să le pun într-un spectacol, uh, să valorific cumva ceea ce au deja consolidând cumva gândirea asta laterală pe care adulții nu mai au, pentru că noi, noi, am fost învățați la școală că toate sunt fiecare în sărtărașul lui, biologia în sărtărașul ei, chimia în ei și tot așa. Cei mici încă nu au, la ei o, așa toate se leagă, toate au importanță, toate sunt de valma și de aia și reușesc să facă niște conexiuni pe care noi nu le mai putem face. Și noi ca să ajungem să mai avem creativitatea pe care o au ei, ar trebui să facem cursuri de gândire laterală, de ha, ah, workshop-uri, să ne aducem aminte. Să... Ei deja au chestia asta și cred că ar fi foarte tare să fie încurajată și asta. Pe lângă faptul că e bună sistematizare, e bună și gândirea aia în care să le poți să știi de unde le iei, e important să nu te limitezi la asta. Pentru că de multe ori spun, nu așa, nu desenezi așa, în contur. Nu ți dai tu voie să totul trebuie să fie... Nu totul trebuie să fie, pentru că noi acum mai pregătim pe cei mici pentru o lume care nu știm cum va arăta. Și atunci, cred că e mult mai interesant ca ei să fie pregătiți pentru orice ar veni. Și să fie cât mai încurajați ca ideile lor să fie puse în valoare. Crista, ai avut astfel de experiență? Da. Um, eu am terminat de fapt liceu pedagogic și pe urmă am predat. Am predat și la grăziniță, am făcut, am făcut teatru cu cu copii uh, și mie mi s-a părut extraordinar felul în care uh, ei erau atât, atât de creativi, atât de sinceri, de deschiși uh, eu îmi doresc acum când lucrez cu un actor să regăsesc uh, uh, curajul ăla în uh, <laughs> da, conștiința aia știu că cineva ne dădea odată un exemplu cum trebuie să fie un actor perfect Uh, ci că un actor perfect îi spui stai în limbă. Și el zice uh, 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 nu mi iese, poți să poți să aveți și o altă variantă, dar prima dată încearcă. Asta, asta era și copiii exact așa erau. Fă, orice se aruncau. Așa că când lucrezi cu un actor îi propui ceva un, un pic un pic care nu e pe autostrada aia bătătorită, vezi cum veți o pune rezistență. Uh, în fine, asta, asta mi se părea da, exact la copii. Că... Da. Pentru că noi știm clar că aia nu se poate și aia se poate. Și Iar noi știm clar mici că... Nu știu. <laughs> și noi știm că lucrurile se fac într-un anume fel. Ori nu e așa. Uite, ne, ne spune Janeta, am aflat, pe 14 -a, 12 -a Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Mucenic Filimon, ocotitor, ocrotitorul ah. actorilor. Okay. Serios? Deci, uh, am auzit wow. de asta. să <laughs> și eu pe Maestru Tudorel Filimon să-i spun uh, la mulți ani cu această ocazie și să-l rog să ne ocrotească și mai departe, să vă ocrotească și mai uh, departe. Și să, să facă ceva, să se întâmple o reformă în teatru, dacă poate. <laughs> Ce înseamnă o reformă în teatru? Ce ai vrea să se întâmple? În Ce aș vrea să se întâmple? Aș vrea, aș vrea șanse pentru, pentru tineri, aș vrea ca să ți se dea un loc unde să lucrezi înainte ca tu să fii îmbătrânit și să-ți fi dispărut creativitatea și entuziasmul și... Uh, nu știu, aș vrea, aș vrea laboratoare de creație, locuri unde poți să experimentezi, aș vrea uh, să fie încurajată critica teatrală, oamenii ăia să fie plătiți ca să lucreze în niște reviste teatrale bine pusă la punct ca să poată să-și să exercite meseria, că acum se pare că criticii au rămas unii care săracii ori scriu uh, în timpul lor liber, ori scriu pe niște bloguri și asta a, asta e ceva foarte rău pentru teatru, pentru că eu, ca și creator, nu am uh, un feedback uh, profesionist la ceea ce fac. Mi-ar plăcea să. Uh, în fine. Nu știu, nici, nici nu știu, nici nu știu, dar așa oricum să se întâmple ceva că totul e, e încremenit, așa, e încremenit și uh, cine, cine merge înainte e cum să spun, calitatea mea principală este rezistența, ca la gândaci. Nici, nici, bomba nucleară nu mă distruge, eu mă duc înainte, orice se întâmplă. asta nu e chiar normal. Adică, știu atâția oameni mai talentați decât mine care au renunțat. Adică, eu când am venit în București, mi-am dat seama, mergeam la toate spectacolele de teatru în fiecare seară și mi-am dat seama la un moment dat, după un an de zile, că știam pe toți, știam, ăla-i critic, ăla-i actor, ăla-i student, la, așa, și după o vreme am văzut că încep să dispară, se răreau, și din, din, din grupulețul ăla, de-acu 15 ani, cred că au mai rămas 5-6 oameni, erau foarte mulți. Și asta, asta nu-i nu nu normal, adică nu ăia cei mai, cei mai, uh, ai dracului, cei mai... Uh, stai puțin, că până la urmă na, se face o selecție naturală, n-ai ce-i face... Uh intri într-o facultate, începi, nu știu, într-un grup de 10, termină 2. Aia așa e, este. până la urmă. Nu, nu poți să te super că ălaltul n-a vrut să continue sau n-a putut sau n-a știut sau nu a fost pentru el povestea aia. Ca Denis și a imaginat că merge la teatru, poi mâine e la Hollywood și bă, joacă cu Brad Pitt. Nu e. Așa este, dar Uite, de exemplu, eu mă gândesc, acum nu mă mai gândesc, dar mă gândeam, mă gândeam de multe ori. Oare să fac ceva, oare să fac un spectacol comercial, o comedie din asta cu 100 de uși care se deschid și intră asta, intră amanta, intră și se alargă acolo, ca să, ca să, am succes și să vând și să fiu un regizor de succes? Sau mai bine mă duc pe drumul meu foarte dificil și unde s-ar putea să nu ajung, să nu ajung la capăt, adică cumva Bine, acum îmi dau seama că spun niște utopii, adică îmi dau seama că... <laughs> îmi dau seama, da? Nu, mi-ar plăcea ca cineva să încerce să schimbe ceva, măcar să văd că cineva încearcă. Îți păi recomand Noise Off sau Noise Off, uite, nu mai știu exact titlul, uh, 100%, la 100%, dacă era plural sau la singular, în care... Este o astfel de comedie cu o sută de uși care se deschid și se închid și vedem în prima parte a filmului cu niște mari artiști. Am uitat numele lor că am văzut acum mulți ani filmul. Vedem actul, vedem piesa în sine cum arată, după care piesa pleacă în turneu, numai că actorii încep să se certe între ei, se îndrăgostesc se despart așa mai departe. Și mai vedem încă alte două reprezentații ale spectacolului. La mijlocul turneului și în marea finală de la New York sau unde era și denaturarea unui spectacol de teatru prin prisma relațiilor dintre persoană. actori și e o comedie absolut extraordinară cu închiș, uși închise și deschise neveste amante și așa mai departe, doar că ce este evident cel mai interesant este ce se întâmplă în spatele scenei între acei uh, oameni, alte povești, oricum. Ce ar fi trebuit să aflu de la voi și n-am reușit încă să extrag. Un monolog de niciun. Un monolog, Uite, monologul de care e tot Să înțeleagă lumea de ce trebuie neapărat să vină să vadă Sfântul Necodim de la huș. Ok, dar n-am baticul și nu știu dacă mi iese fără batic. Încercăm la radio fără batic. ok. Eu pot să fiu să te aduc în șarfa mea roșie, dar nu... E regulă, e regulă. Hai. O murit! Hai, de Ileana lui Chianadi. O îngropat-o la două morminte distanță, în dreapta lui. Da, nu e ghenie să te bucuri de moartea cuiva? Da tare multă balta mai mâncat eu din cauza ei. Îi făcea s Să ducea și bea la ea și când venea acasă, parcă era turbat. Da, o, da, Dumnezeu și-a murit. Diabet. Eu tăia chiciorul drept, pe picea la stâng, până la urmă tot a murit. Blestemul de văduvă -vă, să prinde. Și Viorica a murit. Altă haită. Asta era învățătoare. Când vine de la ea, începe să înșuri. Că la noi nu-i curat la Viorica. Că eu nu fac mâncare ca Viorica, dar eu am făcut servici la mine. 47 de ani am muncit, am făcut casă, am făcut economie. Nu mă înduram să-mi iau nici chiloți ca să fac economii. Aveam grijă să nu fie nimeni pe lângă mine când mă urca pe vreun scaun la mine ca să scolăm uh, scol lămpile din dulap. Da, așa am, am trăit eu. Eu n-am fost cu coană ca Viorica. Dar ea ca și ea în pământ de patru ani. Asta e îngropată drept în fața lui. eh, n-ar decât să bucuri de ele acum. <laughs> ok, ok. Um, și dacă ar fi să o duce în uh, altă variantă? Altă Acum variantă... arată bă, o altă copertă. Uh, un alt personaj? Sau... Da, evident. Am uh, înțeles. <laughs> <laughs> păi, Carina, cred. A, nu, mm. zi, 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 zi monologul final. Nu. De ce? Nu, păi da. Pă, A, okay, <laughs> Vindem tot așa. Te <laughs> mai cumpărul lumea bilet să vină. Că tot e gratis, știi? <laughs> Hai să mai auzim o variantă. Hai. Uh, eu zic Carina, da. Că e mai că cu. cu ea. Zici zi ceva din Maia. Sau... Nu-i bună tăcerea la Bine, zic, <altro> zic, ce vrei tu atunci. Voilà. Poftim! Eu altă treabă nu mai am acum decât să-mi pierd vremea prin cimitir. Eu sunt Carina, sora mai. Dragă, deci uh, uh, chestia asta cu dezgropatul asta e prostie! Păi ce legătură mai are ce a rămas acolo în pământ cu sufletul? Păi ce mai încălzește pe sufletul ăla că domnei de mâncare pomană la 3 zile și la 7 zile și la 9 zile? Păi candelele, icoanele, lumânările, tradițiile astea păgâne nu au tragă nicio legătură cu Dumnezeu. Păi Dumnezeu, Dumnezeu este iubire. Trebuie să-ți deschizi sufletul și să iubești, înțelegi? Atât. <laughs> ok, ok, ok. Bine, vă, vă mulțumesc pentru seara aceasta și pentru cele pe care le-am aflat și cele pe care le-am dezbătut și uh, să vină lumea la sfântul vostru să se să bucure. Să, <laughs> la dezgrupare, <laughs> să vină lumea la dezgrupare. Să <laughs> <laughs> aveți parte numai de, de aplauze sincere. Să rămână, mulțumim, mulțumim mult de invitație. Denisa Logaru, slash uh, Serghei și Cristina Bilciu. Crista. Crista, doamne, uite, a, ultima am dat-o cum nu trebuia. Crista Bilciu. Serviciul de noapte la Radio România, actualitățile avem pe Alex Vlad alături de noi, care ne aduce un alt top 5. Să vorbim despre cele mai complexe roluri de adolescenți în teatru, pe care probabil orice actor debutant și-ar dori să le joace. Și nu numai. Top, 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 top 5 cu Alex Vlad. Top, top, top Bine v-am găsit. Uneori poate fi dificil de găsit o piesă de teatru potrivită cu roluri puternice, care să ofere o provocare interesantă atât pentru public, cât și pentru actori. Dar mai ales dacă vorbim despre piese de teatru.